Începând din acest an, guvernul a stabilit o nouă modalitate de acordare a despăgubirilor pentru pagubele provocate de animalele sălbatice proprietarilor de animale sau culturi agricole. Nou este faptul că din acest an deciziile de despăgubire și plata sumelor stabilite de Comisia de Constatare sunt împărțite și în unele cazuri revin Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, iar în alte cazuri silvicultorilor. La Agenția Județeană pentru Protecția Mediului au fost înregistrate deja două dosare de despăgubire din Boșoroci și Aninoasa. S-a schimbat modalitatea de plata despăgubirilor pentru daunele produse gospodăriilor și culturilor agricole de către animalele sălbatice. Respectiv, începând din acest an, agențiile județene pentru protecția mediului vor plăti daunele provocate de speciile protejate, respectiv urs, lup, râs, iar gărzile forestiere vor plăti daunele provocate de speciile comune, respectiv mistreț, căprior, iepure, vulpe și așa mai departe. În acest an, pe noua metodologie, deja avem două dosare de despăgubiri, una pentru o vacă ucisă de un urs în comuna Boșorod, satul Târsa, și una la Aninoasa pentru niște oi ucise de un lup. Alocarea bugetară pentru aceste despăgubiri în 2023 la nivel național este cea mai mare de până acum, 8 milioane de lei. Iar conform noilor reglementări, păgubiții ar trebui să intre în posesia banilor în termen de 45 de zile de la aprobarea dosarului de plată.